Bună seara, domnilor, domnilor, sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Case, mașini, terenuri, articole de lux, bani numerar, conturi și chiar monedă virtuală. Dacă sunt obținute sau deținute sau utilizate ilegal, sunt considerate bunuri infracționale, iar proprietarii pot rămâne fără ele. Statul urmează să le încaseze și utilizeze, iar procesul de recuperare este unul foarte complex și poate dura mai mulți ani. O noutate este faptul că sistemul de recuperare a bunurilor infracționale va fi îmbunătățit în Republica Moldova, asta după ce a fost aprobat astăzi Programul Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale și urmează să fie stabiliți indicatori clari de performanță pentru fiecare etapă a acestui proces. Deci resursele implicate în procesul de recuperare a bunurilor infracționale, recuperarea eficientă a acestor bunuri, dar și experiența României la acest capitol sunt subiectele emisiunii Obiectiv Comun de astăzi. Fiți aproape! Sunt câteva domenii în care noi trebuie să rezolvăm anumite probleme. Prima, noi trebuie să creștem capacitatea acestei deci instituții, numit CNA. Eu cred că noi trebuie să vedem și atribuțiile pe care le are această instituție, da, pentru a crește capacitățile ei. Asta este unul. Doi, deci noi trebuie să avem această foaie de parcurs exact pe semestre ce au ei de făcut în această perioadă. Pentru că noi de multe ori, na, activitatea noastră, indiferent de perioada de guvernare, na, deci încercăm cumva haotic, haide să rezolvăm o problemă aici, hai să rezolvăm o problemă în partea cealaltă. Ceea ce ne propunem noi, există această foaie de parcurs în care consolidează, deci propriu-zis, instituțiile de drept privind activitatea de recuperare a bunurilor infracționale. Scopul nostru este să identificăm cât mai multe bunuri, atât în țară cât și peste hotare, bunuri sau alte active care sunt înregistrate atât pe subiecții pe care investigăm, cât și persoane interpuse, inclusiv persoane juridice. Evident că un rezultat scontat este posibil doar cu cooperare internațională eficientă. Programul stabilește și pe această cale o serie de acțiuni pentru a consolida cooperarea cu autorități similare, cu competențe similare din state, în special state membre UE, dar și alte state, unde presupunem noi, în primul rând, că există astfel de active. Ne dorim să stabilim și un impact social al activității de recuperare, cu alte cuvinte, o parte din activele recuperate să le redirecționăm spre necesități sociale ale țării. Cunoaștem cu toți că subiectul recuperării, problematica recuperării bunurilor infracționale se regăsește pe agenda cât internă, cât și externă, și pe plan politic, pe plan public, plan asociativ, ca o prioritate și respectiv, în ultimul rând, să ne aducem aminte de angajamentul, unul din angajamente pe care îl are Republica Moldova în contextul acordului de asociere. Recent am avut și a cincea rundă de evaluare a Comitetului Monival, Consiliul Europei, unde o recomandare se referă la obligativitatea de a emite un astfel de document de politici. Organele de drept, agenții de recuperare a bunurilor infracționale, dar și procurorii, judecătorii și serviciul fiscal de stat și executorii judecătorești ar trebui să fie pe același fir, să aibă aceleași priorități de a recupera și doar atunci când importanța recuperării la nivel de stat va fi ridicată la un nivel suficient de percepție, doar atunci lucrurile vor deveni mai bune la acest capitol. Care vor fi pașii pentru recuperarea bunurilor infracționale, ce instituții publice sunt implicate și ce se întâmplă cu aceste bunuri, discutăm în ediția curentă. Invitații emisiunii sunt domnul Iulian Rusu, director Centrul Național Anticorupție, și doamna Cristina Ciobotaru, expert anticorupție. Vă spunem bună seara! Bună seara! Bună seara! Îl salutăm din România. Alături de noi este și domnul Radu Nicolae, consilier al Comisiei Europene pe domeniul confiscării și indisponibilizării bunurilor infracționale. Vă spunem bună seara! Seara. Așadar, stimați invitați, domnule Rusu, avem astăzi
aprobarea în Parlament a acestui nou program de recuperare a bunurilor infracționale, dar poate până atunci. O primă întrebare ar fi faptul că săptămânal CNA publică raportul său de activitate și unul dintre indicatori evident de raportare se referă la aceste bunuri. Cum ne ajută pe noi, pe cetățeni, aceste sechestre? Ce se întâmplă cu aceste bunuri și poate cum sunt ele administrate, ca să înțelegem? Bine, de toate ne bucurăm că astăzi am reușit să promovăm în Parlament acest document important. La el s-a lucrat de la începutul acestui an. Un proces complex de consultări publice, mai multe runde, de fapt, inclusiv ultima rundă care a avut loc în Parlament. Însăși procesul de valorificare a bunurilor provenite de infracțiuni implică foarte mulți actori. Și nu doar naționali, dar și din afara țării. Deci nu este doar ARBI este doar un actor, avem procurori, instanțe de judecată, executori judecătărești, serviciu fiscal de stat și autorități competențe similare din afara țării. De aceea, faptul că noi am reușit să ajungem la un compromis, să stabilim împreună pașii pe care urmează să-i întreprindem pentru a fortifica acest proces destul de complex, format din 4 etape principale, este important pentru că avem acest acord și vom veni în Parlament deja cu primele modificări pentru a fortifica procesul de recuperare chiar în primele zile ale sesiunii de primăvară-vară. Ce ține de bunuri? Raportările noastre săptămânale sunt în primul rând pentru a asigura transparență. Deci activele de bază pe care, asupra cărora aplicăm sechestre sunt bunuri imobile și părți sociale din întreprinderi, precum și mijloace financiare, care au fost sechestrate, care au fost identificate în procesul efectuării perchezițiilor în numerar sau care au fost depistate pe conturi bancare. Și aceste conturi bancare ulterior au fost, deci resursele au fost transferate pe conturile trezoreale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Cu ce ajută asta cetățenii? Cu o garanție că aceste active au fost înghețate, ele nu vor fi sustrase în procesul înfăptuirii justiției, atât la etapa prejudiciară, când organul de urmărire penală și procurorii investigează amănunțit episoadele, cât și la partea judiciară, atunci când cauza se examinează în instanța de judecată. Deci noi, odată ce am reușit să aplicăm sechestre pe aceste active, practic suntem în așteptarea hotărârii definitive a instanței de judecată. Suntem la curent că procesul de înfăptuire a justiției este unul anevoios, iar partea de recuperare a activelor este strâns legată de condamnare. Deci instanța de judecată se expune atât pe vinovăția persoanei, cât și pe aplicarea sancțiunilor pecuniare, una dintre care ar fi confiscarea extinsă, dacă nemijlocit subiectul este învinuit de o infracțiune care permite confiscarea extinsă. Sunt și alte forme prin care activele pe care noi am aplicat sechestre sunt utilizate. Spre exemplu, pentru ca să achite amenda sau pentru ca să achite prejudiciul care a fost cauzat. Dar întrucât ne-am concentrat în ultimul an pe cauza de rezonanță, suntem cointeresați și să aplicăm această confiscare extinsă. Cu alte cuvinte, tot ce s-a reușit de depistat în baza articolului 106 condițiile 1 din Cod Penal poate fi confiscat în baza unei hotărâri definitive a instanței de judecată. Nu putem acum garanta că aceste resurse nimeresc nemijlocit în bugetul de stat ca ulterior să fie utilizate după destinație, însă pentru a nu comite acțiuni sau greșeli care au fost comise în alte jurisdicții, am inclus în programul care deja a fost aprobat astăzi de Parlament că o parte din aceste active care le vom recupera în urma executării hotărârilor definitive vor fi transmise și în scopuri sociale, pentru ca societatea să simtă impactul pozitiv. Scopuri sociale fiind o grădiniță reparată, asistent social, salariile cărora sunt achitate, un centru
pentru persoane care suferă de consum de droguri, un centru de reabilitare construit. Deci astea sunt practici care deja funcționează de mai mult timp. Ne-am inspirat, recunoaștem, din experiența bună, care se aplică de ceva vreme în state vecine nouă, în principal state membre UE. Vorbim neapărat și despre experiența altor țări, pentru că de acolo cumva vin orizontul, dar până atunci, doamna Cipotaru, sunteți și autoarea acestui studiu de evaluare, un raport de evaluare a necesităților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. De ce a apărut necesitatea unui asemenea raport și poate mai mult, care sunt concluziile acestui? Bine, în primul rând, acest raport a fost, necesitatea acestui raport a fost sesizată, trebuie să spunem, de către Fundația Soros Moldova, care și-a dorit să sprijine sistemul prin care se recuperează bunurile care ajung pe mâinile infractorilor și în special a infractorilor care săvârșesc acte de corupție, crimă organizată. De asta trebuie să menționăm aportul acestei fundații la realizarea acestui raport. Această agenție a fost creată în 2017. Această agenție a fost creată pe fundalul mai multor așteptări formulate atât de Uniunea Europeană, cred că încă din perioada anilor 2011-2012, când vorbeam despre dialogul privind liberalizarea regimului de vize, și Republicii Moldovei se cerea să reformeze sistemul de combatere a corupției, să schimbe statutul pe atunci CCCEC, astfel încât să poată să investigheze dosare de rezonanță. Astăzi deja ne-am deprins cu faptul că există dosare de rezonanță. Până în 2012, practic, nu a existat dosare de rezonanță. Toate erau, vizau maximum nivelul unor șefi de direcții într-un minister, nu mai mult. Deci erau, practic, funcționari de rang foarte mic. Și scopul era să fie scoasă din guvern pentru ca să fie pus sub control parlamentar, pentru ca să nu depindă de executivul în cadrul căruia urma să investigheze infracțiuni. A fost o cale foarte spinoasă, atât transformarea CCCEC în CNA, pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să spun că, fiind martor acelor vremuri, exista o mare reticență pentru crearea unei asemenea agenții. În mai multe guverne care s-au succedat. Ea a fost creată nu pentru că au dorit guvernanții de la acea vreme, ci în pofida dorinței lor și cu mare sprijin a partenerilor de dezvoltare, în special a Uniunii Europene, trebuie să recunoaștem. Pentru că Moldova beneficia de asistență și printre condiționalitățile permanente era crearea unui asemenea mecanism. Astfel a apărut mai ales în anul 2013-14 pe fundalul scandalurilor legate de frauda bancară, de laundromat, de alte dosare, cum ar fi, nu știu, coruperea deputaților. Au fost multe informații care au bulversat opinia publică și oamenii și-au îndreptat toate așteptările către instituția Centrul Național Anticorupție în așteptarea să le ia hoților și criminalilor, să le ia ceea ce au furat, să întoarcă oamenilor. Iar CNA, organul de urmărire penală în general, una, că sunt foarte multe dosare și este foarte complicat să te concentrezi totodată și pe acumularea probelor de vinovăție a persoanei, dar să iei și urma banilor. Pentru că urma banilor e o matematică superioară, e ceva mai complicat, necesită specializare. Există tipuri de baze de date specializate, există o rețea întreagă de agenții de acest tip sau instituții omologe în alte țări și ele între ele mai bine colaborează. Deci, în pofida la doleanțele acestor guvernărilor anterioare, a fost creată această agenție, a fost creată și după care i s-au tot revizuit competențele și s-au făcut mai multe schimbări. Deci, practic, înainte ca această agenție să înceapă să fie pusă bine pe picioare, s-au făcut mai multe intervenții, nu de fiecare dată, cu scopul de a o face mai eficientă, ci mai degrabă, dacă e să ne uităm la faptul că această agenție a aplicat sechestre și a indisponibilizat bunuri ale
lui, fostului lider democrat, ale foștilor prim-ministri, deci oameni care s-au opus vehement la acea vreme la crearea acestei agenții și care au crezut că o pot ulterior cumva schimba astfel încât să totuși să stea cu minte undeva într-un colț. Acest lucru nu le-a reușit, fapt de care mă bucur, dar totodată dezvoltându-și capacitățile de lucru, pe de altă parte, această agenție încearcă să se adapteze printre toate piedicile care i s-au pus. De asta, pentru a-i spori eficiența, s-a făcut această evaluare a necesităților, care au constatat în linii foarte mari câteva lucruri. În primul rând este că există o mare necunoaștere. Oamenii nu înțeleg ce este procesul de recuperare și confundă procesul de recuperare cu rezultatul propriu-zis al recuperării. Spunea domnul Rusu mai devreme, recuperarea constă, are 4 etape. Mai întâi, prima etapă se identifică bunurile infracționale. A doua, ele se indisponibilizează prin aplicarea sechestrelor sau măsurilor temporare de înghețare a bunurilor și a banilor. Trei, odată, deci sechestru este ceea ce se întâmplă până la condamnare, deci asta este o blocare temporară. Imposibilitatea de a folosi, de a dispune de aceste, de aceste bunuri, atât în țară cât și peste hotare, de a dispune de ele până nu se expune instanța de judecată cu privire la vinovăție. Doar odată cu pronunțarea asupra vinovăției persoanei, instanța poate dispune confiscarea dacă constată că aceste bunuri într-adevăr provin din infracțiuni sau ele sunt necesare pentru a plăti amenda, pentru a recupera prejudiciu cauzat prin infracțiune. Și doar atunci se dispune confiscare. Confiscarea asta nu înseamnă că a ajuns în bugetul statului. Imaginați-vă că avem o casă, avem un hotel în țară sau peste hotare. Faptul că astăzi a dispus instanța să se confiscă în folosul statului nu înseamnă că echivalentul acestui imobil ajunge imediat. Deci e nevoie să fie scos la vânzare, să fie căutați cumpărători. Deci este o procedură. Dacă vorbim despre bunuri care sunt peste hotare, autoritățile Republicii Moldova nu pot realiza aceste acțiuni cu mâini proprii. Trebuie să acționeze prin intermediul colegilor, care la rândul lor tot au dreptul la să-și rețină cheltuielile pentru, pe care le-au suportat ei, administrând bunurile care au fost sechestrate între timp, vânzându-le și așa mai departe. E un proces foarte complicat și noi ne uităm doar dosarul ușor, câți ani durează, mai bine de 7 ani. Noi nu avem o condamnare definitivă. Asta înseamnă că oricare bunuri ar fi în disponibilitate în legătură cu acest dosar, încă nici măcar nu spune problema confiscării lor deocamdată, ne mai vorbim de a-i transforma în bani și a-i pune în bugetul de stat. Asta e un proces foarte lung. Oamenii însă cred că agenția de recuperare, banii care i-a găsit, i-a pus la stat. Nu poate să facă lucrul ăsta. Deci mai întâi îi găsește, îi indisponibilizează, așteaptă să pronunțe o condamnare cu o confiscare în instanța de judecată, iar timpul ăsta nu este la îndemâna sau nu depinde de arbi sau de CNA. Și mai departe mai durează și procesele de vânzare, de realizare. Deci asta este o primă mare problemă. Neînțelegerea și faptul că nu există niciun fel de indicatori și toată lumea are niște așteptări total nerealiste. Și pentru, deci există oarecum o presiune publică și pentru a face anumite măsuri populare, oamenii încearcă, sau politicienii deseori încearcă să grăbească, să întreprindă niște măsuri cam pripite și care știrbesc și mai mult din eficiență în loc să-i lase să-și facă treaba. Deci așteptările nerealiste, cred că la moment este una dintre cele mai mari dușmani pe care are această agenție. Ne mai vorbim de faptul că mai are nevoie de o bază de date pe toate sechestrele care sunt aplicate în țară. Deci agenția nu lucrează singură, cum spunea domnul Rusu. Ea e în centru unui amalgam de organe. Pentru a putea ști în orice moment cât s-a sechestrat, care este echivalentul, cât s-a vândut. Deci trebuie să primească aceste informații de la toate aceste organe, inclusiv instanțele de judecată, procurori, care nu întotdeauna vor să facă lucrul ăsta. Pentru că nu consideră că este important, pentru că au altceva de făcut. Deci crearea unui registru național, unui sistem informațional automatizat în care toți actorii ar pune toate datele la timp ca să știe arbi în orice moment
cât are, ce s-a indisponibilizat și să poată să răspundă, măcar să explice oamenilor exact ce se întâmplă, fiindcă la moment toate cifrele sunt aproximative pe care le deține RBU. Deci asta ar fi o altă mare necesitate și dacă ar mai fi să o aleg pe una, este infracțiunile pe care se lucrează. Deci Republica Moldova are nevoie de o cartografiere a necesităților sale de recuperare. RBU, haideți să spunem așa, procesul penal presupune că orice procuror, orice ofițer de urmărire penală este obligat să securizeze restituirea prejudiciului sau să indisponibilizeze bunurile infracționale. Într-un caz mai simplu, când banii i-au ascuns perna, a ridicat perna, i-a găsit, aplicația chestru nu are nevoie de RBI să vină să-l ajute. Deci RBI e necesar când e vorba de scheme mai complicate, fel de transferuri internaționale, ascunderea bunurilor peste hotare. Deci nu în absolut toate tipurile de infracțiuni e nevoie da, să implice RBI-ul. De asta există o listă de infracțiuni pe care RBI-ul poate fi solicitat și ce s-a constatat la moment este că e nevoie de revizuit această listă pentru a nu sustrage atenția RBI-ului de la dosarele de rezonanță, cele cu adevărat importante și pe de altă parte să nu fie creat într-un fel, să nu dețină RBI-ul instrumente care nu se află la îndemână altcuiva care nu poate să opereze cu ele în alte cazuri de infracțiuni. Deci e o marjă oarecum mai fină care trebuie să fie făcută această evaluare. Poate pentru claritate, domnule Rusu, care sunt acele resurse implicate în acest proces de recuperare a bunurilor infracționale? Vorbim despre resurse umane, despre timp, resurse financiare. În cadrul ARBI sunt 35 de poziții, dintre care la moment avem ocupate 26. Deci avem funcții vacante. De fapt, înainte de această emisiune, tocmai am avut un interviu pentru o poziție de vacantă din cadrul ARBI, unde am avut doi candidați și cu care am discutat. Suntem, de fapt, implicați foarte activ în atragerea de personal adițional în cadrul agenției, dar și în cadrul altor subdiviziuni ale CNA. Cred că ne reușește, dar oricum avem încă multe poziții vacante care urmează să le suplinim. Ai nevoie de cunoștințe specializate, nu poți să găsești. Simplu salariu nu e suficient. Nu poți să iei pur și simplu un jurist din stradă sau un economist. E nevoie de o specializare destul de complicată de găsit pentru RBI, dacă am dreptate, domnule. Așa este. De fapt, noi în program am prevăzut dezvoltarea Institutului de Investigator Financiar. Deci nu este suficient să cunoști doar aspectele juridice, de drept penal, de procedură penală. Atunci când se analizează parcursul activelor provenite din infracțiuni, trebuie să cunoști sistemul financiar-bancar internațional, să cunoști diverse detalii sau practici sau dreptul antreprenoriatului care există în diverse jurisdicții, cum întreprinderile sunt fondate, care este nivelul de transparență a beneficiarului efectiv în vari jurisdicții, să cunoști care sunt rețelele internaționale și foarte important... Regimul fiscal, financiar, multe alte chestii. Multe alte chestiuni, dar foarte important este să putem evalua corect care sunt bunurile pe care le-am identificat ca fiind cu proveniență din activitate infracțională. Deci în cazurile mai complexe, infractorii nu își înregistrează bunuri pe numele lor. Înregistrează bunuri pe subiect terț, de obicei persoane juridice, care provin din jurisdicții opace sau care la rândul lor creează alte persoane juridice. Nu este nimic nou sub soare. De fapt, problema jurisdicțiilor opace și a întreprinderilor intermediare este o problemă globală cu care se confruntă și jurisdicții mai versate ca noi în investigarea și identificarea bunurilor. Respectiv, avem de învățat și de la ei, dar ce este important pentru ca ARBI să devină funcțional este să extindem atât resursul
uman care îl avem la dispoziție, cât și să asigurăm specializarea, dar și automatizarea anumitor procese. Pentru că nu este într-adevăr nimic nou sub soare și suntem în acest perimetru al învățării, vrem să aflăm experiența României. De menționat este faptul că în 2021 Guvernul României a adoptat strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021-2025, dar și planul de acțiune pentru implementarea acestuia. Domnule Nicolae, sunteți alături de noi și vă întrebăm, de fapt, cum funcționează procesul de recuperare a bunurilor infracționale din România? Dacă am putea da, poate, de asemenea, câteva note generale la acest aspect. Sigur, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în România funcționează un regim aplicabil în toată Uniunea Europeană. În fiecare stat membru al Uniunii Europene există unul sau chiar mai multe agenții. Se numesc în engleză Asset Recovery Offices și România este integrată în această rețea acestor oficii de recuperare a bunurilor infracționale din Uniunea Europeană și sigur funcționează sistemul de schimb de date și informații cu astfel de structuri din cadrul Uniunii Europene. Spre deosebire de ARBI, de pildă ANABI, agenția similară din România, nu realizează investigații financiare paralele. Investigațiile financiare paralele sunt realizate de către structurile de parchet competente, fie că e vorba de parchetul anticorupție, Direcția Națională Anticorupție, fie că e vorba despre parchetul competent pe partea de criminalitate organizată și terorism, DICOT, sau de către poliție care are o structură care realizează astfel de investigații. Deci lucrurile sunt puțin diferite și fiecare țară, de fapt, din Uniunea Europeană are anumite specificități în privința procesului de recuperare a bunurilor infracționale. Importantă este cooperarea dintre aceste structuri pentru că, cum au spus foarte bine și au descris foarte bine invitații dumneavoastră acest proces, domnul Rusu, doamna Ciubotaru, important să existe cooperare la nivel internațional pentru a fi identificate aceste bunuri urmând a fi confiscate firesc după o hotărâre judecătorească definitivă. Aș insista puțin pe importanța acestui program, pentru că ați menționat că și România a adoptat o strategie în acest sens, acum și Republica Moldova. Vreau să vă spun că există un proiect de directivă europeană care stabilește o obligativitate a tuturor statelor membre de a adopta o astfel de strategie și un astfel de document. Și sperăm ca această directivă să fie adoptată în curând. E un pas foarte important pentru că stabilește rolul esențial pe care astfel de structuri, de agenții, îl joacă de a fi un liant între diverse alte agenții guvernamentale. Aici, cum este și ANABI, așa este și rolul ARBI, de a integra toate eforturile acestor actori. V-au explicat colegii, sunt multe instituții cu competențe. ARBI ar trebui să fie liantul între aceste instituții. Ar trebui să fie locul unde aceste instituții transmit informații, unde informațiile sunt centralizate printr-un sistem informatic și, apropo, și România a dezvoltat un astfel de sistem informatic și mare parte din statele Uniunii Europene au astfel de sisteme informatice puse la punct. E important, iarăși, ca ARBI să facă un management al bunurilor indisponibilizate, pentru că e foarte important să indisponibilizăm bunuri, odată pentru că ca ele să nu dispară, a doua oară, ca să nu fie folosite împotriva noastră, până la urmă, pentru a scăpa de rigorile justiției, dar e foarte important ca bunurile să fie menținute, iar valoarea lor să fie păstrată în timp. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, există, se numește în engleză, un tip de agenție,
Asset Management Office, adică un birou de administrare a bunurilor sechestrate. În România, de pildă, biroul de recuperare a creanțelor din infracțiune, a bunurilor infracționale și biroul de administrare a bunurilor sechestrate sunt în aceeași agenție, adică la ANABI. La fel și în Moldova. ARBI se ocupă atât de recuperarea bunurilor infracționale, cât și de administrarea bunurilor sechestrate. E foarte important să avem și acolo o capacitate bună, astfel ca bunurile să nu se devalorizeze în timp. Gândiți-vă că sunt sechestrate imobile, dar pe lângă sechestrul imobilor, sechestrate și bunuri mobile, de pildă mașini. E absolut neeficient să păstrăm aceste mașini în parcări timp de 5-7 ani, cât poate să dureze un proces penal. Este ineficient atât pentru stat, care la un moment dat, dacă se decide confiscarea de către un judecător, se alege cu mai mult o pagubă, pentru că o mașină care stă 5 ani într-o parcare este o pagubă, cât și pentru persoana care este investigată sau care este trimisă în judecată. Pentru că chiar dacă este achitată după 5-7 ani, tot acea autoturism nu mai are nicio valoare. Și aici e foarte important rolul procurorilor și al judecătorilor, sigur, și al ARBI, de a încerca să vândă cât mai mult de astfel de bunuri care își pierd valoarea în timp. Și aici Republica Moldova a început să facă niște pași foarte importanți. Ne imaginăm, într-adevăr, că fiecare stat are un model propriu, poate. Dumneavoastră, în calitate de expert internațional, ați analizat evoluțiile în domeniul anticorupției în statele membre Uniunii Europene, dar vorbim și de state ale Europei de Est. Cum vedeți anume procesul de recuperare a bunurilor infracționale în Republica Moldova? Cum ar trebui să fie această tranziție? Eu am lucrat și cu colegii de la ARBI și cu colegii de la Fundația Soros Moldova în ultimele luni, tocmai pentru a documenta acest proces cât mai bine în Republica Moldova și a identifica exact acele etape sau acei pași unde există blocaje și unde putem să îmbunătățim lucrurile. Într-adevăr, Republica Moldova a făcut niște pași foarte importanți care trebuie concretizați acum în rezultate. În rezultate înseamnă hotărâri judecătorești definitive și înseamnă bunuri din străinătate, în principal, care sunt recuperate. Și urmează, sper, în perioada următoare să vedem și niște rezultate. Dar procesul, în mare parte din Republica Moldova, la nivel legislativ, este cel pe care îl regăsim și în alte state cu bune practici din Uniunea Europeană în principal. Aici sunt lucruri și pași care s-au făcut. Sigur că există și multe lucruri care trebuie realizate în viitor, vorbesc la nivel legislativ. Dar cred că miza foarte importantă este să folosim aceste instrumente legale pe care le avem, să le punem în practică, să le folosim la maximum potențialului lor, atât ca procurori, cât și ca ofițeri de urmărire penală, cât și ca ARBI sau alte instituții implicate în acest proces, astfel încât să reușim să facem o identificare foarte bună a bunurilor, inclusiv de la terți, cum spunea domnul Rusu. Foarte important să identificăm bunurile care sunt puse pe numele altora și să le sechestrăm. Este foarte important să cooperăm bine la nivel internațional și capacitatea de cooperare la nivel internațional trebuie îmbunătățită cu siguranță în Republica Moldova. Trebuie să schimbăm mai multe date și informații cu colegii din străinătate, din toate jurisdicțiile, nu numai din Uniunea Europeană, să folosim instrumentele pe care le avem și aici ARBI cred că e într-o poziție foarte bună, având acces la multe baze de date și la multe rețele internaționale. Trebuie să folosim mai mult sechestru în străinătate și aici trebuie să înțelegem și să cooperăm mai bine cu jurisdicțiile unde există mai multe cazuri sau unde există mai multe bunuri. Apoi trebuie să ne îmbunătățim și capacitatea post-condamnare, pentru că s-ar putea la finalul
procesului penal, dacă n-am reușit să sechestrăm niște bunuri înainte, în timpul procesului penal, după hotărârea judecătorească, să avem doar o sumă trecută pe o foaie de hârtie. Ori o sumă trecută pe o foaie de hârtie nu înseamnă că s-au recuperat bunuri infracționale. Înseamnă că pe parcursul procesului penal n-au putut fi identificate niciun bun și trebuie să găsim acel mecanism instituțional în care să ne permită să căutăm, de pildă în străinătate, dacă există elemente de extraneitate în acel dosar, astfel de bunuri pe care poate nu le-am identificat, pentru că e un dosar poate vechi înainte să se înființeze arbii, de pildă, și nu a fost o capacitate foarte bună de a identifica astfel de bunuri. Și cred că la nivel legislativ, în perioada următoare, o miză ar putea fi și asta, de a da competențe arbii în a urmări bunuri post-condamnare, după condamnarea definitivă dispusă de o instanță din Republica Moldova. Sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite, sunt și multe lucruri care s-au făcut și se fac bine și trebuie să pornim de la aceste lucruri bune și să urmărim eficiența procesului. Să vedem în perioada următoare dacă toate aceste dosare trimise în judecată se finalizează prin hotărâri definitive. Până la urmă, ăsta este indicatorul cel mai important, după care să vedem cum sunt puse în executare aceste hotărâri. Am discutat cu colegii foarte mult de la toate agențiile, am avut interviuri cu foarte mulți colegi care participă la procesul ăsta în Republica Moldova. Din păcate, Republica Moldova nu are la acest moment o hotărâre judecătorească definitivă de confiscare a unor bunuri în străinătate care să poată fi recunoscută de un alt stat. E foarte important să facem măcar un prim pas și în această direcție. Și cu cât reușim să facem acești pași mici, cu atât se vor vedea niște rezultate, cred, exponențiale în următorii ani. S-au făcut, cred, foarte multe lucruri și în dosarul privind frauda în sistemul bancar. Acolo sunt sechestrate foarte multe bunuri, inclusiv în străinătate. Deci cred că dacă avem puțină răbdare și încredere în instituții și în oamenii care sunt devotați profesiei, vom avea niște rezultate bune în anii viitori. Despre sechestre, poate, doamna Cibotaru, Republica Moldova, de ce avem acest scenariu în care sunt sechestre de miliarde, dar confiscări sub 1%? Păi asta și spuneam tocmai domnul Radu Nicolae. Și asta încercam să spunem mai devreme. Sechestru este blocarea temporară până nu se pronunță instanța de judecată. Sechestru nu este un indicator negativ a confiscării. Este firesc că așa sunt etapele urmăririi penale. Căutăm, găsim, le punem, îi blocăm ca să nu le poată vinde până nu se expune instanța de judecată. Când apare o condamnare și se dispune confiscarea, se schimbă regimul bunurilor din sechestrate în confiscate, dacă instanța găsește de cuvință să le confiște, ar putea să dispună să fie ridicată măsura sechestrului dacă persoana este achitată, spre exemplu, sau dacă instanța consideră că a săvârșit un prejudiciu mai mic decât cel care se spune, care spun procurorii, ori dacă constată că anumite bunuri nu au provenit din infracțiuni. Instanța, până la urmă, este cea care decide. Noi suntem la etape diferite, deci procesele mari pe care s-au făcut sechestre mari. Pe niciuna din ele nu există deocamdată o soluție definitivă și irevocabilă, astfel încât bunurile să fie, care sunt sechestrate, să fie dispusă confiscarea lor și de acolo să se treacă la valorificarea lor. Asta este. Deci nu, ele nu sunt cifre antagoniste. Sechestrele sunt confiscări în așteptare. Deci tratați sechestrele ca pe viitoare, ca material bun pentru viitoare confiscări. Asta trebuie să ne bucure, că avem o cifră mare de sechestre, pentru că este mai grav când avem infractori importanți care ajung să fie condamnați și nimeni nimic nu le ia, pentru că nimeni nu a avut timp să caute acești bani sau până i-au investigat, ei și-au ascuns sau și-au aranjat afacerile așa încât nimeni nu o să mai găsească niciodată bunurile pe care le au. Ar trebui să ne bucure că avem o cifră mare de sechestre. Da, există
Există nerăbdarea oamenilor de a vedea sechestrele transformate în bani care ajung la bugetul de stat. Cum spunea și domnul Rusu, pentru programe sociale, pentru alte lucruri bune pe care oamenii le pot pipăi, le pot materializa, palpa, da. Nu este problema nici în instanțele de judecată care sunt supraîncărcate, nu este vina nimănui. Un proces judiciar, unul în care se asigură respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale, astfel încât să nu ajungem să fim condamnați la CEDO. Ulterior, pentru că nu am respectat garanțiile unui proces echitabil, procedurile durează. Procesele mari de anvergură, de rezonanță, clar că inculpații au interesul să tergiverseze dosarele. Ei nu au, ei poate așteaptă să se împlinească termeni de prescripție, poate așteaptă să schimbe coloratura politică. Ei au tot felul de așteptări și planuri și strategii de apărare la care sunt îndreptățiți. De asta lucrurile trenează și se tergiversează procesele. Dar un sechestru, un volum mare de sechestre, repet, nu este de rău. Tratați-le ca pe viitoare material bun pentru viitoare confiscări. Și într-adevăr, populația are așteptări foarte mari de la instituțiile anticorupție, CNA și Procuratura Anticorupție și în cazul... Trebuie să înțelegeți că CNA, prin faptul că a asigurat un volum mare de sechestre, și-a făcut deja datorie. CNA nu condamnă. Condamnă instanța de judecată. Deci ce e pe ce a pus CNA sechestru, arbiu sechestru, arbi până aici și-a făcut datoria. Deci au găsit, le-au indisponibilizat. Se așteaptă ca instanțele și procurorii să-și facă treaba, să se finalizeze procesele, să dispună condamnarea cu confiscarea, ca aceste bunuri pe care le-au pus deoparte prin sechestre CNA să se transforme în bani care ajung la bugetul de stat. Deci CNA nu dezamăgește în cazul de față. CNA, din contră, creează un potențial foarte bun pentru a avea o satisfacție noi toți ca și societate ulterior, în momentul în care se pronunță condamnările. Cum vine, domnule Rusu, acest program de astăzi, aprobat astăzi, să consolideze capacitățile instituționale, inclusiv atunci când vorbim despre definirea unui mecanism de recuperare a bunurilor? Sunt mai multe acțiuni, am să mă refer la cele mai importante. S-a menționat deja despre faptul că ne implicăm pe partea de aplicare a sechestrelor. Însă, la momentul actual, legea procesuală penală spune că noi putem să o facem doar la etapa prejudiciară. Noi propunem prin acest program să extindem posibilitățile și la etapa judiciară, dar și la etapa post-condamnare. Sechestru civil. Chiar și pe cauze penale. În momentul în care se transmite dosarul în instanța de judecată, noi să continuăm aceste căutări și oarecum să nu stopăm procesul legat din înaintarea învinuirii. Deci dacă prejudiciul creat care s-a constatat este mai mare decât sechestrul care s-a aplicat și care s-a confiscat, continuă căutarea bunurilor. Corect. Până când nu se acoperă prejudiciul. Sau dacă infracțiunea prevede și posibilitatea de confiscare extinsă, atunci noi nu suntem limitați doar în recuperarea prejudiciului sau achitarea amenzii. Noi mergem mai departe și cu partea de confiscare extinsă, adică toate bunurile unde noi putem demonstra că ele sunt în proprietatea, unde este beneficiarul efectiv, inculpatul. Deci în cazul dat noi detașăm, nu drenăm procesul de urmărire penală și procurorii pot înainta deja în baza probatoriului colectat cauza în instanța de judecată. În instanța de judecată noi știm că cauzele se examinează mult. Doar să dau câteva exemple. Noi avem și cauze mai simple, pe care noi am aplicat sechestre, avem hotărâri definitive, serviciul fiscal a pus în executare hotărârile definitive. Iar noi am recepționat aceste informații de la serviciul fiscal, respectiv sumele au fost transferate. Este o mențiune aici, că sunt sume mici pentru că cauzele sunt simple. Sumele mari sunt atunci când sunt cauze complexe. Atunci când există apărare bine citită, unde există și tot tipul de șmecherii juridice sau strategii de apărare,
Din aceste impedimente, deja unele s-au eliminat. Spre exemplu, instanțele de judecată deja examinează cauzele în absență, dacă demonstrează procurorii că s-au luat măsurile necesare pentru ca să informeze persoana care este învinuită. Respectiv, noi am pornit recent, de când aceste modificări sunt adoptate, o nouă cale care ne face să fim mai aproape de momentul în care vom avea hotărâre definitivă și vom putea pune în executare aceste cifre mari despre care noi vorbim. Deci este încă un câștig intermediar până ajungem la rezultatul final. Ar mai fi și alte exemple bune care reiesă din legislația modificată recent. Din luna august noi putem să facem valorificarea anticipată. Nu, valorificarea anticipată exista și din start, din 2017. O categorie specială pentru, de bunuri. Da, pentru... da, păi nu-i corect, spuneți că acum s-a introdus. Ea exista din start, pentru cele la care valoarea se pierd valoarea în proporție de 25% în decurs de un an. Noi am introdus automobilele, pentru că o sarcină complicată pentru noi este să gestionăm aceste active. Și doi la mână, activele se devalorizează, cum deja a fost menționat. Deci noi avem primul automobil care a fost înstrăinat în așa fel prin procedura de valorificare anticipată. Avem alte patru automobile care se află în rând. La moment sunt peste 20 pe care noi le-am sechestrat și ele se află în parcările noastre. Ce înseamnă vânzare anticipată? Deci atunci când tu știi că o să dureze mult timp procesul, 7-8 ani de zile și cum zicea domnul Nicolae mai devreme, mai ales automobilele de lux, din anul producției curent e o valoare, peste 7 ani el are o valoare zero. Deci nimeni care și-ar permite un asemenea automobil nu o să-l cumpere cu anul fabricației 7 ani în urmă, care a stat 7 ani într-o parcare. Evident. De asta valoarea scade. Deci pentru a conserva valoarea, există procedura de vânzare anticipată. Deci era prevăzut din start că toate bunurile, valoarea cărora în decurs de un an se pierde mai mult de 25%, automobile automat intrau în această categorie. Și era o problemă. Plus, orice bunuri perisabile, să zicem, încărcături inflamabile, produsele inflamabile sau produsele agroalimentare, deci toate care nu pot fi păstrate mult timp, ele se vând imediat. Asta nu înseamnă că banii ajung la stat. Aceste bunuri se transformă în bani și se chestiu și se aplică pe acești bani. Deci banii stau temporar blocați, dar în felul ăsta conservăm cea mai bună valoare a acestor bunuri, pentru că peste 7 ani o să însemne nimic. Iar dacă îi transformăm în bani astăzi, ei vor fi cel puțin aceeași sumă de bani și peste 7 ani. Da. Având acest tablou, având aceste intenții de a crea un mecanism eficient, având pe tapet acest program, care posibil urmează să fie votat în a doua lectură, întrebarea este, avem noi capacitatea sau când credeți că ar putea fi recuperat miliardul furat, odată ce vorbim despre cazuri de condamnări? În momentul în care vor fi condamnări, trebuie să fac aici o precizare. Programul se aprobă prin hotărâre de Parlament. Deci o singură lectură, deci noi ne așteptăm că el o să fie publicat în viitorul apropiat. Nu mai există impedimente pe proceduri, deci el intră în vigoare în momentul în care se publică. Cu privire la valorificarea acestor și altor resurse pe care suntem în căutare activă, inclusiv cu scopul de aplicație sechestre, hotărârile definitive vor deschide calea pe valorificarea acestor active, care nu neapărat înseamnă vinderea lor, pentru că iarăși este un proces mai complex, trebuie să analizăm piața. Deci anumite bunuri nu are rost să le introducem în procesul de vânzare, pentru că sunt costuri foarte mari legate de acest proces. Vorbeam despre scopurile sociale. Deci reutilizarea socială a anumitor bunuri. Reintroducerea în circuitul social. Spre exemplu, anumite imobile pe care s-au aplicat sechestru pot fi transferate ulterior către diversi actori care să le utilizeze în diferite scopuri sociale. Am menționat deja câteva exemple unde ar putea fi utilizate. Și asta e și un impact direct pentru
pentru societate. Noi ne dorim să avem și un element simbolistic important. Deci o vilă de lux, eu cred că ea trebuie să transformată, dacă este foarte complicat să o înstrăinezi, pentru că nimeni nu își poate permite să o cumpere, nu știu, într-o casă de copii, sau într-un centru de reabilitare, sau într-o altă, alt obiectiv de menire socială, pentru ca să oferim societății mesajul final că asta e ce noi vrem să facem. Până avem hotărârile definitive, ca să nu avem alte impedimente procesuale, avem acest program pus la punct. Și el prevede și identificarea bunurilor la etapa judiciară și post-condamnare, și o soluție juridică cum să folosim social aceste bunuri, și introducerea inspectorului, deci investigatorului financiar, dar și sisteme informaționale. Sistemul informațional automatizat, registrul bunurilor imobile, deja avem conceptul aprobat, suntem în discuții foarte active cu colegii noștri din partea partenerilor de dezvoltare pentru ca să contractăm printr-un proces deschis de achiziții publice a unui dezvoltator. Deci toate caracteristicile tehnice sunt că tu de sarcină este. Avantajele acestui sistem este că la el vor fi conectați toți. Arbiul, procurorii, executori judecătorești, instanțele de judecată, serviciul fiscal de stat. Deci toți actorii vor vedea foarte clar etapa și cum se parcurg aceste active. Și va asigura, ceea ce e foarte important, ca sechestrele care sunt aplicate, nu cumva în procesul de examinare a cauzei în instanță de judecată, unele din ele să fie ridicate. Pentru că noi am avut în trecut astfel de situații în care, prin fraudă sau prin abuz, anumite sechestre dispăreau. Și au fost pornite dosare penale? Și au fost pornite dosare penale. Ca o linie roșie, domnule Nicolae, suntem practic la finalul acestei emisiuni, ca o viziune din exterior, un gând, ce standarde internaționale trebuie preluate de către Republica Moldova în domeniul recuperării bunurilor? Există standarde, mai ales europene, și cred că Republica Moldova, fiind un stat candidat la Uniunea Europeană, trebuie să meargă pe modelul european. Există un proiect de directivă. Deja Republica Moldova face pași importanți. A vorbit domnul Rusu de confiscarea fără condamnare în situația în care persoana respectivă fuge și se ascunde de participarea în procesul penal, dar și dacă intră perioada de prescripție, tot se pot confisca bunurile. Asta se prevede în directiva europeană, în proiectul de directivă europeană. Deci cred că Republica Moldova trebuie, având și acest statut de stat candidat, un statut foarte important obținut de Republica Moldova, trebuie să continue în linia aplicării standardelor europene. Dar să nu ne facem iluzii că acest proces este unul simplu sau nu poate fi întors din drum. Deci să nu credem că acum, dacă Republica Moldova s-a înscris pe un drum pozitiv, acest drum este de la sine înțeles și în anii care vin. Trebuie ca societate să facem un efort cu toții pentru a continua parcursul european al Republicii Moldova și pentru a asigura sustenabilitatea acestor instituții, faptul că instituțiile continuă să fie funcționale, că sunt în continuare bine organizate, bine finanțate, au parte de profesioniști care lucrează. Sunt procese, dar într-adevăr și obiective care au nevoie de timp. Noi vă mulțumim frumos pentru acest dialog Chișinău, București, și pentru viziunea. Mulțumim! Mulțumim pentru prezență. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de TVR Moldova, urmează Telejurnal.